Am reușit să ajungem pe brațul Sfântul Gheorghe, lângă Murighiol. Astăzi prognoza este un pic mai decentă și am zis că riscăm indiferent. Ia să vedem ce avem aici, un caras mai frumușel. Sunt de o oră pe zonă, am încercat să pescuiesc și la coșuleț și la metod, dar e atât de activ peștele încât nu fac față cu două bețe. La coșuleț intră destul de mărunt, în schimb la metod intră un pic mai frumos. Nu pot să zic că e tale mare, dar totuși altceva. Se resimte oboseala după două zile de bobina continuu la pește și multă activitate. Parcă nu prea mai am așa mult chef să stau să trag toată ziua de ei. O să vedem dacă încercăm un pescuit de selecție în funcție de răspunsul peștelor, evident că nici nu vreau să stau 6 ore și să nu prind mai nimic. Vremea momentan ok, peștele mănâncă suficient de bine. Vedem ce capturi frumoase o să avem. Să vă prezint și nada folosită astăzi, pentru coșuleț, atât și pentru metod. Pentru coșuleț am folosit un mix de morunaș Mirana Scobar, o nadă sărată cerealieră, ideală pentru pescuitul la albitură, peste care am adăugat făină de parmezan și particule British Bread, dacă se poate vedea. Iar pentru metod am folosit în principal special concursul, o nadă dulce cerealieră, peste care am adăugat seria Big Crab Dunăre, pentru că este o nadă mult mai colantă ce mă ajută la metod. Vrem ca totuși nada să stea foarte bine prinsă pe momitor, pentru că curentul aici este mult mai puternic decât în zonele din zilele trecute. Peste care am mai adăugat iarăși și făină de pește Green Betaine și pentru un plus de atracție am folosit și aditivul Sânger Novac. Este un aditiv care miroase extraordinar de bine a frăguțe. O să vedem dacă avem rezultate mai bune. În principiu cam atât despre nadă, o să vă prezint și echipamentul și revin. Să vă prezint și echipamentul folosit astăzi. Suntem pe brațul Sfântul Gheorghe automat, curent puternic, lansete heavy. Pentru coșuleț am pregătit un concurs metod fire de 3,90 cu putere de 120 de grame, echipat cu o mulinetă Benzar metod fire de 6500, firul principal este de 0,25, coșulețul este Riverdew 100 cu piciorușe, am o prăjitură trecea făcută cu powergun pentru a atenua șocurile, un forfac de 80 cm fluorocarbon 0,14 și căligul tot 14 din seria Competition. Pentru metod am pregătit o altă lansetă tot heavy, un MAP dual, putere 120 de grame, un metod de 100 de grame cu un forfac de 7 cm și cârligul metod round. Mulineta Daiwa PDR 3012. Momentan destul de multă activitate pe metod, o să încercăm mai încolo să facem poate și ceva selecție pentru că m-a ajuns efectiv oboseală. Plouă. Pare a fi ceva ploaie soft, dar n-am vrea, opa, avem și trăsătură. Deci n-aș vrea să fie probleme. Colegul a plecat cu mașina să o scoată afară pe dig, numai să nu ne trezim cu o situație neplăcută. Sperăm totuși că după masă mai încolo să nu mai plouă, să apuce să usuce un pic digul, pentru că altfel e jale. În rest, ca și capturi, n-am mai stat astăzi să prind cum am prins zilele trecute, pentru că m-am plictisit, sincer. Nu neapărat plictiseală, cât e oboseală. Să stai toată ziua să bobinezi, să tot tragi de ei, e mult. Și acum, uitați, trage super, super dur. Îmi cer scuze. Și mărunt, nu, acum... Depinde de preferințele fiecăruia. Dacă îți place să prinzi mai mult pește, da, clar. Oricum, targetul nostru a fost să fie silverfish, dar... Nu mă așteptam să fie așa multă oboseală după două zile abia. Și trei zile dimineață și bobina toată ziua se adună, din păcate. Of. De altfel, am încercat să pun și cârlig mai mare. Și momeală mai mare, cum pun momeală mai mare de 6 mm, trăsăturile trag, să zic așa, mult mai rar. Altfel, cum arunci, cam cum trage.
Bine, sunt și un pic perioade care un pic mai mor, dar eu zic că e decent. Zona e faină, e sălbatică față de Mahmudia. Opa, iar am ratat. Am pus cărâi mai mari tura asta de 10 să văd dacă face vreo diferență în talie, dar nu cred. Mai mult ratez. Zona, cum ziceam, e mai faină decât în Mahmudia, totuși e mult mai sălbatic. Colegul mai înainte a avut un drill cu un crab, dar din păcate nu a ieșit. Nu s-a așteptat și a intrat în agățătură instant. Mai sperăm poate până la finalul zilei mai păcălim ceva frumos. Eu n-aveam preferințe de crab, dar măcar o plătică mai mare, niște morunași mai mari. Am prins și morunași astăzi față de celelalte zone, e drept. Nu doar batcă, cosa și caras. Uneori și niște roșioare. Dar și prefera poate niște cârjenci, așa frumos. Dar nu. Niște localnici au trecut mai înainte pe aici pentru că vând miere. Și chiar spuneau că o zonă foarte bună ar fi cum ar veni în stânga, mai cum mergi către Murighiol. Poate și zona insulei pentru cei care cunosc locația. Cum a zis, trag instant, uite aici. Nu știu dacă se poate vedea pe filmare, dar dă în ea. Zona insulei, cum ziceam, destul de ok acolo. Trebuie să vedem dacă poate mâine reușim să intrăm și mai găsim loc, pentru că deja e weekend și e un pic urât. O să revenim mai încolo cu un alt update. Tocmai ce ne aflăm în drill cu un ciortan. Am venit și surpriza zilei de astăzi. Nu e mare, dar face plăcerea zilei. Facem niște poze și le eliberăm. Și ciortănașul. Sper să nu scăpăm. Foarte frumos. Să-i dăm drumul. Ce frumos pleacă. Am zis să mai revin și cu un update, s-a oprit ploaia, am prins ciortanul. Între timp, la metod am schimbat, am pus o mămeală un pic mai mare, am zis că poate reușesc să prind ceva, să insist mai mult și ca să nu mă plictisesc la coșuleț să pescuiesc la viermi. Tot așa 14 firul și cârligul de 14, nu am schimbat prea mult. Am încercat să pun la coșuleț un cârlig mai mare, dar n-am văzut să intre pește de talie mai mare. Am și crescut numărul de viermi. În general foloseam 2-3, acum am pus și buchet mai mare și nu, tot talie medie mică. De albitură intră. Sperăm să putem ieși cu bine de pe dig, la cum a plouat. Bine, nu plouă torențial, dar o plouă constant destul de mult. Opa, avem trăsătură. Și destul de norat în continuare. Sperăm să nu plouă, să putem ieși. Mașina am urcat-o sus. O să avem să cărăm la bagaj, de o să ne iasă ochii. Dar nu, compromisuri. A, păi da, asta e frumos. Mai așteptăm, poate surprindem ceva live. Că o să facă la valul barca asta de
O să mă întorc iar vrenicul. Sau poate avem noroc și nu. Și la momeala asta, ia uite și la cușule ce frumos trage. Se lasă bine pe ea. Aoleu. Wow. Am puțină baie la picioare. Vedem dacă mai surprinde niște trăsături live. Hai să vedem, sunteți timid sau nu? Cum zice, am trage instant la momea lovie. Bătcuțe. Gata, gata. Câlligul înghițit. Nu adânc, dar înghițit. Trebuie să scurtez un pic. Revenim după ce umblu la forfac. Am zis să mai trag niște ultime cadre. Înainte să strângem. Am revenit din nou la coșuleț. Am scurtat forfacul. Și aproape că avem săptură imediat cum pică coșulețul pe fund. Din nou insist pe flexibilitate, adaptați-vă monturile. Nu fiți leneși, pentru că riscați să nu prindeți pește, mai ales în materie de feeder, cu cât ești mai activ și mai atent la detalii, cu atâta prinzi mai mult. S-a călcit acum. Cum ziceam, trăsături instant, cum pică pe fund, o și tras. Păi drept, e tale mică, dar ai activitate și te distrezi măcar. Decât să stai o zi întreagă. Foarte multe postări pe grupuri de Facebook unde lumea, dacă întreabă ceva, privind activitatea, nu zice, Doamne, nu mănâncă nimic, nu vrea, dar dacă întreb localnici sau persoanele care pescuiesc pe aici, când i-auzi că pescuiesc cu călic de 4 după albitură, rămâi un pic cam prost. Dar nu, e alegerea fiecăruia.
nu te poți aștepta folosind monturi de genul ăsta, că vezi, doamne, poate intră și crapsă prin și albitură. Ori pescuiești la una, ori la alta. Iar targetul meu pentru sejurul ăsta a fost pescuitul la albitură. Efectiv trag instant. E fenomenal, cel puțin pescuitul la coșuleț, la feeder. Dacă îl faci cât de cât corect, pescuind în același punct, ai activitate foarte multă. Am mai sunt și ratări, evident, dar... Încă unul. Haha, nu prea. M-am grăbit. Ia să vedem, deja două ratări, ce aș putea să schimb. Viermii sub, ți-am pus 4 viermi, să punem 2 de curiozitate. Mai avem aceeași problemă. Deja e acolo. Interesant. Nu mai au buție. Ai agățat de asta. Titelul. Foarte multă bat cam acum pe vad. Să punem 3 viermi, nu 4. Vedem dacă intră un pic mai mare. În general asta e pescuitul la feeder. Foarte multă flexibilitate. Trebuie încercat și văzut ce merge. Niciodată nu o să poți să mergi zilul la rând folosind aceeași strategie, pentru că comportamentul peștilor se schimbă foarte mult. Așadar, 3 viermi, să vedem ce prindem. Au mai crescut talia sau tot la fel de mic? Tot la fel de mic. Interesant. Opa, gata. Numai un pic. Ok, eu sub primul vierme și de fapt nu al doilea vierme tura asta. Facem altfel. Facem un vierme pe cărlig pe tijă. Și punem 2 în capăt. Nu îi mai punem, doar direct agățați cum a fost mai înainte. Și vedem dacă se schimbă ceva. Măcar dacă e pisătura un pic mai agresivă sau... Și să vedem. Trăsătura e mai agresivă un pic. Se pare că l-a luat un pic mai hotărât.
Da, nu, l-am luat pe drum. L-am lăsat pe drum. Tot primul vierme a fost subt. Îi pun doar unul, nu pun doi pe capăt. Asta e că s-a zdrobit ăsta. Un pic de probleme cu viermi, sincer, pentru că a fost cam cald. Am avut noi ceva ladă frigorifică pe care am tot cărat, dar nu prea au rezistat. O iam de luni cumpărați și cred că astăzi e ultima zi când mai putem folosi, că deja sunt la limită. Am trebuie avut grijă cu ei, ori țineți la rece, ori e foarte dificil vara și încă acum nu a fost așa cald, gen canicular. O plouat, a fost înorat cât de cât i-am ținut la umbră. Opa. Oare ăsta e mai frumos? E un pic mai frumos, dar nu știu ce e. Un morunaș. Altceva. Foarte bătăioși morunașii. Schimbăm viermele din capăt, cel de pe tijon că e ok. Și încercăm din nou. Deja de când am pus un vierme pe tijă și unul singur agătat în vârf, trăsăturile sunt mult mai agresive. Deci, clar, în cazul de față, e mult mai ok decât să pun 3-4 atârnați. Bine, până acum așa a funcționat. De aia să zic că tot e schimb. Înainte tot așa am folosit unul pe tijă și unul agătat în vârf, după care am schimbat iarăși pe 4, efectiv doar băgați pe cârlic simplu. Și am văzut că răspunde mai bine după aia așa. De asta insist foarte mult pe flexibilitate. Schimbați constant dacă vreți să aveți rezultate bune. Eu zic că detaliile genul ăsta chiar contează. Bine, asta dacă doriți să aveți activitate. Mai și experimentez. Acum pun doi viermi pe vârf. Și unul tras pe cârlig. Să vedem tot la fel sau unul din viermi o să fie spart. Deci trăsăturile sunt instant, cum a picat coșulețul, deja trage. Opa! No, ai scăpat. Nu vrei să ieși la poză. Cam atât am vrut să vă mai zic. Astăzi, mâine vremea iarăși e instabilă, încă nu știu unde o să mergem, rămâne de văzut. O să revenim cu captura de final. Final de partidă, urmează să vă prezint captura. Și hai să vedem ce avem.
mai puțin piatră. Cam așa pești, ziua 3 pe bratul Sfântul Gheorghe, lângă Murighiol. Urmează sesiune de poze și ne eliberăm. Din păcate, condițiile de lumină au fost destul de proaste în delta și n-am putut filma de aproape montura, așa că o să fac asta acum. Începem din capătul de unde o să vină atașat firul principal. Aici o să avem atașat firul principal pe această agrafă. Imediat după agrafă eu am două biluțe de cauciuc pentru a proteja nodul de elementul culisant, de agrafa culisantă. După cum se poate vedea, am o porțiune de fluorocarbon 030. Toată porțiunea asta se freacă destul de mult de fundul apei și riscăm să rupem montura, așa că e bine să folosim ceva mai rezistent. Avem agrafa culisantă de acest tip. Eu nu suport să folosesc cele cu mărgele pentru că am avut enorm de multe probleme cu ele, se rup ușor și prefer să folosesc așa. Este agrafa de la producătorul AS. Coșulețul, iar aici avem o agrafă cu biluță antișoc. Cea mai mare presiune pe care o pune asupra nodului montură este aici. În momentul în care lansăm, acest nod este constant sub presiune. Așa că este bine să folosim un element de genul, tocmai pentru a proteja nodul. Mai departe, pe agrafă se va atașa partea de power gum. Eu am o montură făcută tip trecea. După ce fac nodul pentru montura trecea, o las un capăt liber. Iar în capătul acesta am o agrafă rapidă pentru atașarea corfacului. De ce am folosit power gum? În primul rând am folosit power gum-ul pentru a atenua șocurile în cazul în care folosesc forface subțiri. Iar de ce am folosit montură de tip trecea și nu, de exemplu, tije antitenglă care se folosesc destul de des la noi. Ei bine, acele tije sunt de obicei destul de mari, îngrează foarte mult montura, iar pe Dunăre unde curentul este destul de puternic și așa, nu dorim să îngreunăm și mai mult montura. Lucrurile sunt mult mai simplu așa, pot să fac și cu elastic, să-mi atenueze șocurile în cazul în care am pești mai mari și folosesc forface mai subțiri. Asta a fost în mare montura pe care eu am folosit-o majoritatea zilelor pescuind la coșuleț în delta, în Murighiol. Referitor la method feeder, lucrurile stau destul de simplu. Am un momitor de tip method feeder, elementul de fixare a forfacului și forfacul care în cazul meu e de 7,5 cm. Eu așa îl folosesc în general, nu pun lungime mai mare, foarte rar pățesc să schimb lungimea forfacului. Referitor la elementul de fixare, puteți folosi orice, adică agrafă normală, biluțe, agrafe rapide, e la alegerea fiecăruia. Motivul principal pentru care eu folosesc acest tip de element de fixare, adică un vârtej cu o biluță antișoc, e deoarece intră în canalul de fixare aici și îmi face montura cu autoînțepare. În cazul în care nu sunt atent și peștele trage, el poate să se înțepe destul de bine, să nu mai trebuiască să dau eu contra la lansetă. Evident, se pot folosi și alte modele, dar eu prefer sincer acesta. Cam atât despre monturi și hai să revenim la pescuitul nostru. Salutare din nou, ziua 4, ne aflăm din nou în Mahmudia, chiar dacă inițial planul era să mergem să pescuim la plută pe canal lângă Murighiol. Din ceva informații am înțeles că se prinde crab,
În dreapta este chiar bacul. Să zic așa, pe faleză suntem. Pescuim tot cu același sete ca și ziua de ieri, două la sete heavy, una la coșuleț, una la metod 100 de grame. Și sunt chiar acum curios ce, pe care o să răspundă mai bine. Dacă pe coșuleț, pe metod, urmează să vedem. Haideți să vă prezint și nada folosită astăzi. La coșuleț o să folosesc special concurs cu crab Dunăre, special concursul are o culoare neutră și pentru că vreau să încerc o culoare mai deschisă galben, o să folosesc carp fine pentru metod. Vedem cum răspund peștii și după aia, dacă e nevoie, facem schimbări și ajustări. Am intrat în drill cu un crab. Nu știu dacă trage și la celălalt sau o mers unul peste altul. Astăzi procornurile s-au dovedit a fi câștigătoare. Colegul deja a prins 4 crab și s-au dus. Dar nu-i bai, vine următorul. Stai să mai revin și cu un update. Opa! Opa! Oare drill live? Da, da! Textilul vieții. Poate îl scoatem și pe ăsta sau... Că pragul ăsta, că și la ceilalți crab care am ratat, tot pragul m-a terminat psihic. Opa, ciortanul, cu mușelul. Ia uite-l, mă, mă răule. Stai să luăm din ciocul, că nu-i de joacă. S-a dus. Tot încerc să fac un update și fix atunci începe să tragă crapul. Astăzi pescuim lejer, nu mai stăm să bobinăm pe pește mic. Am ratat vreo 4 crapi. 2 în drill, ca fraierul, și 2 în prag. Mă rupe un prag, este un prag foarte abrupt aici și se înfigă în prag. Plus că înfranjurează firul. A trebuit să folosesc un fluor carbon 0.30, tocmai ca să evit să mai taie. Am pus amândouă lansetele sub pe metod de 100 de grame. Oricum curentul e destul de puternic, îl bag în primul prag. Adâncime undeva la 9-10 metri. Pe lansa din stânga am un cârlig de 8 round metod cu procon midi, de mărime medie, galben, iar pe aia din dreapta am un cârlig de 12, unde am și ratat mai înainte crapul, cu procon mini, varianta mică. Aveam textil pentru că aveam făcut mătura cu coșuleț pe textil, am zis că dacă curentul e puternic, textilul taie din curent, fiind diametru mai mic, dar am mușcat-o urât acum cu... cu textilul din cauza crapului, nu mă așteptam să fie așa explosiv. Dar nu. Cum ziceam, e o zi destul de relaxantă, să zic așa, după 3 zile de bobinat, mi-a ajuns oboseala prea mult, parcă. Am prins albitoră, mi-am făcut target, să zic așa. Chiar asta și vroiam în sezonul ăsta în delta, să prind mult pește ca și activitate. Sperăm că reușim să scoatem un crap la bose, că efectiv până acum m-au făcut amator crapii. Să vă prezint și captura. Astăzi mai slăbuță.
bărcuță. Nu sunt mulți, e drept. Am stat să facem pescuit de selecție. Cât de cât am fost acolo. Iată că a venit și finalul ultimei zi din Delta. Astăzi am pescuit la Mahmudia. Am insistat să pescuiesc selectiv oarecum, pentru că 3 zile au fost foarte active și am zis că e de ajuns. Am prins destul de multă albitură, ceea ce a fost și targetul nostru. Din păcate, astăzi n-am reușit să scot niciun crab. Sau ce trage. N-am reușit să scot niciun crab. Chiar dacă am pierdut câțiva. Au mai fost și câțiva carași pe alocuri. Da. Cred că asta este prima mea partidă în Delta care chiar am avut activitate ca lumea. Am fost de 4 ori, dar asta e primul an în care încerc să pescuiesc corect și atent la detalii. Și s-o și văzut diferența, enorm. Mulțumesc pentru răbdarea voastră. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like și o abonare, mă ajută enorm. Și până data viitoare, fire întinse, vă doresc.